La 8 aprilie a început curățenia de primăvară, campanie derulată de primăria Reghin în colaborare cu SCR AGCL SA. În prima zi s-a adunat gunoiul din zona Apalina, ieșirea spre Breaza, Mihai Viteazu și împrejurimile cartierului Rodna. În sectorul al doilea au urmat străzile dinspre Dedra, zona subcetate, străzile adiacente cartierului Unirii, zona Parcul Tineretului, cartierele Libertății și Făgăraș. Compartimentul responsabil cu activități pentru protecția mediului din cadrul primăriei Reghin, în colaborare cu SCR AGCL SA, derulează în intervalul 8-22 aprilie campania curățeniei de primăvară prin programul intitulat O primăvară curată pentru un mediu curat. Am început în data de astăzi campania curățeniei de primăvară prin programul intitulat O primăvară curată pentru un mediu curat, în care primăria municipiului Reghin se implică activ în colaborare cu alte societăți precum SCR AGCL SA și, bineînțeles, cetățeni ai municipiului. Pentru buna desfășurare a programului trebuie să ne curățăm imobilele și să depunem deșeurile adunate, inclusiv cele voluminoase, în zone special amenajate sau la marginea trotuarelor, de unde vor fi ridicate și transportate de către echipele de lucru. Responsabilii cu această acțiune fac apel la cetățeni să respecte programul prevăzut, deoarece volumul de muncă este mare în această perioadă, fiind prevăzute și acțiunile de desființare ale depozitelor clandestine de deșeuri și curățarea albiilor, pârâului, trandafirilor și a canalului lui Mori. Ca și rugămintea mea pentru toți cetățenii care se implică activ, e să respecte programul de funcționare, pentru că dacă nu se vor conforma și nu vor scoate deșeurile urbane în zilele și în orele indicate în program, acestea nu vor fi ridicate, pentru că volumul de muncă este uriaș și, în plus de asta, până în data de 22 ține campania curățeniei de primăvară. Curățenia continuă marți 9 aprilie cu sectorul 2, din care fac parte străzile dinspre Dedra, de zona subcetate, străzile adiacente cartierului Unirii, zona Parcului Tineretului, cartierele Libertății și Făgăraș. 25%, acesta este procentul de încasare al impozitului local datorat de reghineni, achitat până la primul trimestru pe 31 martie și dat publicității în cea de-a doua săptămână a lunii aprilie. Deloc surprinzător, persoanele fizice au fost mai active și au plătit peste jumătate din valoarea totală a sumei prevăzute în buget. Dintr-o analiză succintă a cifrelor de la acea dată, a reieșit că cel mai mare procent de plată a fost la clădiri, și anume 39%. Bonificația oferită de administrația locală celor care au achitat integral impozitul a făcut ca 138.000 de lei să rămână în buzunarul reghinenilor. Cei mai conștiincioși reghineni, atunci când vine vorba de plata la primul termen a impozitului local, au rămas aceiași, adică și în acest an, până la data de 31 martie, s-au încasat cam tot la fel de multe impozite de la persoanele fizice și juridice din Reghin. Procentul este de aproximativ 25%. La data de 31 martie, veniturile încasate erau în sumă de 13.441.000, dintr-un total al venitului bugetelor locale pe anul acesta de 52.300.000. Procentul este de 25%, aferent primului trimestru. Reprezentanții Serviciului de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Reghin arată că cele mai multe încasări au fost la capitolul Impozite pe Clădiri, respectiv 39%. La impozitul pe clădiri avem realizat 39%, la impozitele pe terenuri 35%, iar la impozitul pe mijloacele de transport 28% în procente. Dacă este să comparăm persoanele fizice cu societățile comerciale, diferența este clară și de această dată cetățenii au fost prezenți la casieria primăriei în număr mai mare, atrași cu siguranță și de bonificația oferită. Peste 50% din impozitul datorat de persoane fizice a ajuns deja în bugetul local. Pot să spun că la persoane fizice încasările sunt mai bune decât la persoane juridice. Știm că agenții economice au unele dificultăți, dar până la sfârșitul anului reușesc să își achite majoritatea dintre impozitele, dar în cursul anului depind și ei de anumite contracte și de sumele pe care ei le încasează pentru a-și putea realiza obligațiile față de bugetul local.
Administrația locală a făcut și ea un efort pentru a veni în sprijinul cetățenilor și a acordat bonificația maximă admisă de lege de 10% pentru cei care au achitat integral până la data de 31 martie. Așa se face că 138.000 de lei au rămas în buzunarul reghinenilor. Peste 100.000 din aceștia au reprezentat reducerea oferită la impozitul pe clădiri. Primarul municipiului Reghin, Maria Precup, a făcut parte din delegația României la Parlamentul European de la Bruxelles, unde a participat la o conferință cu tema combaterea și prevenirea violenței asupra femeilor. În urma dezbaterilor susținute în primele zile ale întâlnirii, s-a ajuns la concluzia că o femeie agresată din Germania sau Elveția este protejată, iar o femeie din România este stigmatizată și, mai mult, îi este rușine să recunoască acest lucru. Acesta este motivul pentru care se lucrează la o lege unică în Europa care să protejeze victimele violenței domestice. Zilele acestea, primarul municipiului Reghin, Maria Precup, se află la Bruxelles, unde participă alături de alte 32 de femei din România la o conferință cu tema Prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor. Conferința este organizată de grupul progresiv al socialiștilor democrați din Parlamentul European, iar din țara noastră organizatorii sunt Corina Crețu, vicepreședintele socialiștilor democrați, și Rovana Plumb, vicepreședintele Organizației de Femei a Partidului Socialiștilor Europeni. Socialiștii europeni se implică pentru ratificarea Convenției pentru combaterea și prevenirea violenței asupra femeilor în Europa, semnată la Istanbul. Statele care au guverne socialiste se implică să adopte această convenție în țările lor pentru ca femeile agresate din toată Europa să fie tratate la fel. Se lucrează pentru înființarea a cel puțin 55.000 de adăposturi în toată Europa pentru femeile și copiii care suferă de pe urma violenței în familie, deoarece statisticile din acest domeniu sunt foarte sumbre. Din ultima statistică, 17,4% din femeile din Europa au fost agresate. Acest procent este oficial, dar nu reflectă realitatea, pentru că foarte multe femei agresate au o reținere și nu de mască, violența conjugală. Cea mai impresionantă a fost că în fiecare zi mor 7 femei în urma violenței, care aceste crime nu pot fi mușamalizate așa cum este violența, fără să se ajungă la crimă, care printr-o retragere, o izolare sau pardare pot să mai fie mascate. Din județul Mureș, în delegația română, fac parte doar președintele PSD Reghin Maria Precup și Letiția Iacob, președintele Organizației de Femei a PSD Mureș, deoarece li se recunoaște implicarea în eradicarea discriminărilor de orice fel, legate de vârstă, de sex sau etnie. De asemenea, Maria Precup a fost invitată și în calitate de primar, întrucât combaterea violenței asupra femeilor și protejarea victimelor violenței nu se poate face decât cu sprijinul autorităților publice locale. Autoritățile publice pot finanța adăposturile pentru femeile agresate care rămân fără case sau să le dai posibilitatea să-și părăsească domiciliul pentru a nu mai suporta violența, și este esențial ca împreună cu biserica, cu orice instituție, autoritățile locale să se implice, că această mișcare nu se poate realiza și transforma în realitate doar cu o finanțare corespunzătoare și cu ratificarea acestui acord prin care se impune un sistem legislativ unic în Europa. În urma dezbaterilor susținute până astăzi, s-a ajuns la concluzia că o femeie agresată din Germania sau Elveția, de exemplu, este protejată, iar o femeie din România este stigmatizată și, mai mult, îi este rușine să recunoască acest lucru. Tocmai de aceea se lucrează la o lege unică în Europa care să protejeze victimele violenței domestice. Asociația Generația Tinerilor Europeni a susținut și a participat la acțiunea de împădurire organizată pe 13 aprilie 2013 în cadrul inițiativei Plantăm Fapte Bune în România. Bazată exclusiv pe voluntariat, inițiativa constă în acțiuni de conștientizare, plantare pe terenuri publice, care în prezent nu sunt incluse în fondul forestier, monitorizarea plantărilor și efectuare de lucrări de întreținere a plantărilor. Chiar dacă vremea a fost ploioasă, voluntarii nu au fost descurajați.
Asociația Generația Tinerilor Europeni a susținut și a participat în acest sfârșit de săptămână la Tăureni la acțiunea de împădurire din cadrul inițiativei Plantăm Fapte Bune în România. Proiectul a fost inițiat de Asociația EcoAssist și a demarat în anul 2010. Bazată exclusiv pe voluntariat, inițiativa constă în acțiuni de conștientizare și plantare pe terenuri publice, care în prezent nu sunt incluse în fondul forestier, monitorizarea plantărilor și efectuarea de lucrări de întreținere a plantărilor. Chiar dacă sâmbătă a plouat, voluntarii nu au fost descurajați. După cum e vremea, cred că iese. O să fie bună că umezeală au, altceva nu trebuie. Umiditate. După ploua e un pic greu, dar oricum o să dea rezultate. Am venit din Cluj-Napoca, aproximativ 80 de kilometri, ca să fim alături de localnici de aici și chiar de tinerii care au venit azi să facă o faptă bună pentru natură. O să se bucure de fapta noastră, urmașii noștri. Durează undeva la 20 ceva de ani până o să crească, o să fie la un nivel destul de mare ceea ce facem noi azi. După cum se vede, e o zonă cam lipsită de vegetație, să zic așa, și bănuiesc că înainte a fost multă pădure pe aici, dar oamenii taie foarte mulți copaci în ziua de azi. E bine să mai plantăm dacă vrem un aer curat. Sâmbătă la Tăureni, 300 de voluntari alături de autoritățile locale, jandarmi și pompieri au plantat 10.000 de puieți de gorun, salcâm și paltin. Împădurirea a cuprins o suprafață de 2 hectare de teren agricol degradat. Proiectul a avut mare succes în rândul tinerilor, elevi și studenți de la liceele și universitățile din județul Mureș și nu numai. Așteptările sunt mari. Vedeți dumneavoastră în spatele nostru dealul cum pornește efectiv în jos spre sat. Acțiunea de astăzi are menirea de a consolida acest deal, de a stopa alunecarea de teren. În primă fază am intervenit cu diferite utilaje pentru a terasa, pentru a crea condiții optime pentru a putea fi împădurit acest deal. Am venit într-un număr, zic eu, însemnat. Chiar dacă vremea nefavorabilă din primele ore ale zilei i-a speriat pe unii dintre noi. Totuși, am reușit să ajungem într-un număr mare, deci ne menținem targetele. Vrem să plantăm cei 10.000 de puieți pe cele 2 hectare și acum așteptăm și puțin soare. Prima acțiune de împădurire a avut loc primăvara trecută, când s-a reușit plantarea a 1,2 hectare cu 5.500 de puieți, iar apoi a avut loc o acțiune de îngrijire în vară. Acum, după cum am spus, suntem la a doua acțiune de plantare. Anul acesta se vor planta 2 hectare cu aproximativ 10.000 de puieți. Ne bazăm pe un număr foarte mare de voluntari. Suntem mult mai organizați pentru că obiectivele noastre sunt mult mai mari anul acesta. Au fost foarte receptivi, tinerii sunt foarte deschiși la acțiuni de acest gen și nu a fost nevoie de foarte multă convingere. Din păcate, vremea ne-a descurajat puțin pe unii dintre noi, dar suntem aici și suntem hotărâți să facem treabă. Sezonul de plantări a început la sfârșitul lunii martie și se desfășoară în 9 județe pe o suprafață de 17 hectare de terenuri agricole degradate, terenuri care alunecă sau sunt afectate de fenomenul de deșertificare. Organizatorii își propun să planteze anul acesta peste 100.000 de puieți în cadrul proiectului Plantăm Fapte Bune în România, programat să se deruleze pe o perioadă cuprinsă între 5 și 7 ani la nivel național. Asociațiile de proprietari din Reghin s-au confruntat în luna aprilie cu mari probleme financiare din cauza că încasările au scăzut cu peste 30%. În plus, tarifele la utilități s-au majorat, chiar dacă și unele salarii au fost reîntregite. Reghinenii par să lase în coada listei plățile la asociație, ori pur și simplu nu le pasă că riscă să fie executat silit. Este o primăvară cumplită de grea pentru asociațiile de proprietari, iar vara nu se anunță nici ea mai bună din punct de vedere al încasărilor. Mai mulți președinți de asociații din municipiu recunosc că în acest an încasările le-au scăzut cu peste 30%, ceea ce i-ar putea duce în timp la insolvență. Anul acesta, referitor, deși cheltuielile sunt mai mari, referitor raportat la anul trecut, avem încasări cu peste 35-40% mai slabe. Trebuie să recunoaștem că
și tarifele utilităților au crescut anul acesta, iar administratorii asociațiilor de proprietari văd și resimt cel mai bine acest lucru. Facturile, după cum bine știți, și la apă în ultima vreme, apă canal cu 16% mărită, factura de gunoi în ultimii un an jumate s-a scumpit cu peste 50% față de ce am avut. Electrica s-a scumpit treptat, așa, ascuns pe ascuns, nu știu cum au reușit, dar încet, încet au scumpit și ei cu aproape 10% facturile la curentul pe casa scării. Economiștii români spun că veniturile au crescut, însă nu resimțim creșterea din cauza că și prețurile s-au majorat. Deci, din cauze financiare sau pur și simplu din obișnuință, reghinenii nu se înghesuie la casieriile asociațiilor, ba mai mult lasă plățile pe ultimul loc după celelalte utilități. În primul rând achită facturile care sunt stringente, cele la E un gaz, electrica, unde sunt mai ușor de constrâns decât în asociațiile de proprietari. Sunt și foarte multe persoane care au acele venituri, dispun de aceleași venituri și nu achită decât în momentul în când avem o hotărâre definitivă de instanță sau chiar acceptă să aibă un an de zile penalități aplicate la solduri decât să achită lunar sau cel puțin la 2-3 luni. Pentru că noi nu aplicăm doar din a treia lună penalități și sunt asociații, am înțeles, în oraș care nici nu aplică decât acele penalități, nu au un sistem propriu de penalizare, doar sistemul care e impus pe facturi. Asociațiile de proprietari reghinene preferă să nu-și facă publice numărul de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată în vederea executării silite. Cert este că din acest an și numărul restanțierilor dați pe mâna justiției a crescut semnificativ, astfel că zeci de familii din majoritatea cartierelor riscă să fie evacuate dacă nu-și achită datoriile.